Doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Romi pentru România. Astăzi v-am pregătit o discuție despre situația comunităților de romi din județul Dolj. Pentru început, îl am alături în platoul emisiunii noastre pe președintele Partidei Romilor din județul Dolj, domnul Romeo Tiberiade. Bun găsit, domnule Tiberiade, și mulțumesc că ați venit astăzi la noi în studio. Mulțumesc frumos pentru invitație și bine v-am găsit. De când nu ne-am mai văzut, iată că au trecut și alegerile locale. Dumneavoastră ați avut foarte multe activități în județul Dolj și iată, astăzi aș vrea să discutăm și să veniți cu mai multe informații, atât pentru telespectatori, cât și pentru noi colegii de la Partida Romilor. Cum s-a prezentat și ce rezultate a obținut Partida Romilor la alegerile locale din 9 iunie? Așa cum spuneam de la început, bine v-am găsit, mă bucur că sunt în emisiunea dumneavoastră. Ne-am prezentat foarte bine și cred că de această dată chiar foarte bine. Chiar pot spune că a fost un moment istoric, pentru că în baza unui parteneriat Partida Romilor cu Partidul Social Democrat am reușit să avem peste 20 de comunități unde pe liste comune am reușit să punem cetățeni români din Romă pe listele, pe locuri eligibile la consiliile locale. Iată că probabil nu numai că este un succes, dar bănuiesc că sunt mult mai mulți decât la alegerile precedente, nu? Da, categoric. De această dată spuneam că este un moment istoric și pentru faptul că avem foarte mulți experți locali în primările din județul Dolj, dar și mediatori școlari și mediatori sanitari. Este o mare bucurie pentru că, până la urmă, puterea Partidei Romilor constă și în faptul că avem foarte mulți lideri care reprezintă minoritatea romă din zonă și reprezintă, de ce nu, și instituțiile publice zonale. Cum vi s-au părut alegerile de anul acesta? V-ați confruntat, eu știu, cu situații speciale? Cum să știți că nu, pentru mine n-a fost nimic greu. De ce? Pentru că sunt obișnuit cu astfel de muncă. Strategia pe care noi am pus-o de fiecare dată la punct ne-a ieșit așa cum trebuie. Mai ales că am mers la drum cu un partid puternic și un partid mare, este vorba de Partidul Social Democrat, spuneam că n-a fost nimic, pentru că strategia noastră de fiecare dată în județul Dolj am reușit să ne punem oamenii acolo unde trebuie și să coordonăm și să aducem cât se poate în rândul minorității romii informații despre ce înseamnă alegerile locale. Iată că aceste parteneriate ale Partidei Romilor cu alte forțe politice la nivelul județului Dolj, așa cum au fost ele stabilite și la Congresul Comunităților de Rom de anul trecut, au fost respectate și nu numai atât, au dat și roade. Chiar am depășit și așteptările pe care noi le-am stabilit împreună cu mai marii noștri. Din semnalele pe care dumneavoastră le primiți din comunități, se confruntă romii în comunitățile doljene cu discriminarea, cu segregarea, au fost identificate astfel de cazuri în județ la dumneavoastră. Cu ce vă confruntați, să zic așa, în ultima perioadă? Eu știu că aveți și multe proiecte pe educație și aș vrea să le dezvoltăm treptat. Păi să încep prima dată cu problema discriminării. Este un subiect, cred că este un subiect foarte sensibil și dureros, din păcate, pentru că cu astfel de fenomene ne lovim de fiecare dată și mai ales atunci când este vorba a cetățenilor de etnie romă, când merg undeva și sunt îmbrăcați tradițional.
Noi nu putem să ne schimbăm portul și din cauza faptului că avem acest port care este minunat, este un port tradițional de sute, de secole de ani, care n-am putea să-l schimbăm. În județul Dolj sunt multe comunități tradiționale de romi. Întreb asta pentru telespectatorii care nu sunt neapărat cunoscători ai zonei din care dumneavoastră proveniți, din județul Dolj. Vreau să scot în evidență un lucru care este foarte puțin cunoscut. În județul Dolj există foarte multe neamuri din acest neam al minorității romei, care se clasifică sau se împart în neamuri, în brezle. Ursari, costorari, lăieți, saurari și așa mai departe. Sunt foarte multe neamuri în comparație cu alte județe. Județul Dolj este un județ cu foarte multe comunități de romi și în mod special tradițional. Când vorbesc de tradițional, mă refer la căldărari, care au portul lor de secole și nu și l-au schimbat, de costorari, de lăutari, de florari, mai puțin argintari, că nu sunt în zona noastră, fierarii, rudarii. Deci sunt foarte multe... Se și vorbește mult limba romanie. Se vorbește foarte mult în mai puțin rudarii. Rudarii nu știu unde aș putea cataloga, că de foarte multe ori ei nu recunosc că sunt de etnie romă. Toți romii tradițional vorbesc limba romanie. Deci au păstrat tradiția și au păstrat... Limba, portul, obiceiul și meșteșug. Și portul. Vă întrebam ceva mai devreme, cu ce probleme vă confruntați în județul dumneavoastră? Pentru că știu că sunteți mai tot timpul plecat în comunitățile de romi și mergeți așa pas la pas de fiecare dată să rezolvați una alta. Cu ce vă confruntați concret? Cred că cel mai mult cu cel ne confruntăm noi astăzi, cel mai și din punctul meu de vedere este un fenomen neplăcut, este migrație. Faptul că romii pleacă, așa cum pleacă și românii, pentru o viață mai bună, pentru o viață mai altfel, dar tocmai pentru asta noi am făcut un program al Partidului Romilor în care ieșim în evidență cu exemple de bună practică, ieșim în evidență cu studenții și absolvenții unor universități care, din fericire, astăzi sunt bine mersi, au devenit antreprenori, oameni de afaceri, avem avocați, avem medici. Și astfel de exemple ne-am prezentat în fața comunităților și este un lucru fenomenal de important, excepțional pentru romii noștri. La nivelul Asociației Partida Romilor Pro Europa ați făcut foarte multe acțiuni prin care chiar ați promovat minoritatea romă și tinerii și aveți olimpici, aveți tineri cu care vă mândriți. Astfel de acțiuni, ce impact au asupra comunității? Într-adevăr, avem mai multe proiecte despre educație, care mi se pare cel mai important lucru, și am ieșit în evidență și cu sportivi care sunt campioni naționali, europeni, în diferite discipline, în diferite sporturi. Este o bucurie pentru că am reușit de câțiva ani să aducem cât mai mulți tineri și să îi încurajăm de a merge, în primul rând, la școală. Noi am făcut educație prin sport, cultură prin sport, educație prin toate programele astea. Și, bineînțeles, că am dat randament. Dau și rezultate, da. Bineînțeles. Care sunt principalele proiecte spre care Partida Romilor Dolj își îndreaptă atenția în acest moment? Pe lângă faptul că avem foarte multe proiecte la nivel național și vorbesc aici vorbind și începând de la centru, romi pentru România, sunt foarte multe proiecte care și ne bazăm foarte mult și cred că avem un succes, și cel mai important lucru este programele educaționale și după aceea restul care vin de la sine. Vorbeați de programele educaționale, însă nu vreți să vă lăudați, așa cum aș spune eu, dar fără ghilimele, cu faptul că ați făcut pentru copiii romi foarte multe lucruri și eu v-aș ruga să le spuneți. Știu că ați făcut meditații, ați ajutat pentru admiterea la liceu, pentru facultate, au urmat recomandările. Povestiți-mi un pic despre ce ați făcut pentru tinerii romi. Am tot zis că cel mai important lucru când termini liceu, să ai și diploma. Degeaba termini un liceu dacă nu ai și diploma de bacalaureat. Și atunci programul nostru de la Craiova, din județul Dolj,
era ca noi să facem un parteneriat cu anumite școli, dar și cu profesorii de limba României și să facem o echipă mare pentru a veni în sprijinul acestor tineri și să facem meditații gratuite pentru elevii noștri din comunități. I-am preluat din clasa 7-a, din clasa 8-a, am reușit să avem... din fericire, din nou, sunt nevoie să repet un moment istoric, pentru că și anul trecut și anul acesta am avut un procent foarte mare la sută în care romii noștri, elevii noștri, tinerii noștri au reușit să obțină acea diplomă de bacalaureat. Deci aveți un procent de promovabilitate mare la nivelul anul trecut județului. Am avut un moment mult mai mare decât anul acesta. Din nefericire, pentru foarte multe familii de etnie romă, părinții își cam iau copiii și pleacă spre altă țară. Dar noi ne-am făcut datoria și am reușit ca și anul trecut și anul acesta să avem un procent de peste 80% promovarea tinerilor către zona asta spre a ocupa un loc la facultate. La polul opus știm că în comunitățile sărace, în comunitățile cu probleme și acolo, mai ales unde posibilitățile părinților sunt scăzute, da? Deci pentru a-și putea, eu știu, ajuta copiii să meargă la școală, problema abandonului este prezentă și în comunitățile din județul dumneavoastră. Care este situația în ceea ce privește abandonul școlar? Cum să știți că o combateți așa? În județul Doș, la fel, am făcut un program format din mediatorii noștri școlari și, în special, inspectorul nostru pentru romi, colega noastră Radu Ana Maria, care a reușit să aducă în mijlocul comunităților toate proiectele frumoase și de încurajare pentru ca acest procent de abandon să dispară. Ați făcut comparativ cu anii trecuți, adică mă refer la faptul că și anii trecuți probabil ați mai avut astfel de situații. Crește sau scade numărul romilor care își continuă studii, elevilor care își continuă studiile? De câțiva ani, și vorbesc doar de județul meu, a crescut numărul elevilor și numărul tinerilor la universități. Pentru că, însăși, încă o dată repet, sunt nevoie să repet exemplele de bună practică. Adică, din păcate, au fost foarte multe lucruri pe care romii n-au pus în practică. N-au văzut decât migrația, n-au văzut decât să plece. Însă și exemplul meu, care am spus, mă mut în țară, rămân în țară, intru la școală, mi-am terminat facultatea, am devenit jurist, lucrez la o instituție. Și astfel de exemple în județul Doș sunt, de ce nu numai în județul Doș, și în alte județe, pentru că datorită colegilor din întreaga țară care s-au implicat masiv în procesul educațional, cred că suntem undeva departe față de anii trecuți. Vorbeați și ceva mai devreme despre tineri care au ajuns, eu știu, și au un statut social bun în momentul de față și au terminat studii, au ajuns, cum zicea noastră, medici, avocați, profesori și așa mai departe. Aceștia și asumă identitatea la etnia romă, pentru că am întâlnit și cazuri poate la polul opus, când ei din motive poate că obiective, nu vor să-și asume identitatea pentru că au, vedeți, să lovesc de tot felul de prejudecăți și atunci mai bine țin ascuns, ca să zic așa, acest lucru. Cum e la dumneavoastră? Sunt, din experiența mea și din cercetările mele pe care le-am făcut de-a lungul anilor, sunt două categorii de cetățeni români din Romă care nu și-au afișat identitatea și etnia. O categorie sunt a rudarilor care niciodată nu recunosc că sunt de etnie romă, dar au nevoie de recomandările noastre pentru înscrierea la școală sau pe locurile rezervate minorității rome. Dar așa în rest nu spun că... Așa în rest nu se afișează, este treaba lor. Și o altă categorie sunt oamenii care au fost ținuți în familii departe de comunitate, departe de minoritatea romă și n-au știut, pur și simplu n-au știut că sunt de etnie romă până când au luat legătura cu noi și le-am povestit noi, pentru că avem experiență din ce se trag. Această categorie, această parte a minorității romei care au descoperit că sunt de etnie romă, sunt mândri astăzi că sunt
cetățeni români din Romă, dar nu vorbesc limba și au început acum cu profesorii noștri de limba romani să învețe limba romani. Să știți că sunt foarte mândri și chiar eu personal sunt mândru pentru că astăzi am câștigat două lucruri importante. Unul, că am învățat să învețe limba romani, limba lor de mii de ani, și faptul că au descoperit că sunt oameni care trebuie să meargă mai departe cu sau fără prejudecăți. Am văzut că ați participat împreună cu tinerii din Partida Romilor la un stand, cu un stand la Târgul Ofertelor Educaționale pentru anul școlar 2024-2025. Ce impact a avut această acțiune? Impactul a fost foarte pozitiv și nu este nu suntem pentru prima dată când am făcut un astfel de ieșire la rampă, cum se spune. Mulțumesc pe această cale rectorului universității, unde am avut locul nostru în fiecare an, acolo unde tinerii noștri de etnie romă, care sunt astăzi studenți și absolvenți al unor universități din țară și din afară, acolo unde au venit și au explicat tinerilor ca un loc rezervat minorității rome. Și cel mai important, ce mi s-a părut mie, este că noi am explicat fiecărui tânăr de ce vor să meargă spre o anume direcție și dacă n-au știut, i-am învățat, i-am ajutat, i-am informat ce înseamnă fiecare universitate și fiecare loc unde ei vor să meargă. Ce meserii sunt cerute în regiunea noastră? Anul acesta au intrat foarte mulți la drept și la medicină. Lucru care până acum nu s-a cerut la medicină. La fel vreau să mulțumesc Universității de Medicină pentru că până acum un an nu a fost locul la medicină generală și din fericire la o discuție pe care am avut-o cu rectorul al Universității de la Medicină am reușit să facem locuri, să creăm locuri pentru medicină generală pentru că până acum nu au fost decât la celelalte discipline. Asistență, stomatologie și așa mai departe. Probabil că o să vă surprindă puțin următoarea întrebare, dar n-am cum să nu vă adresez. Vreau să știu ce mai face fiica dumneavoastră, Izabela, pentru că eu văd că dumneavoastră vă ocupați de educație în comunitățile de rom, dar o educație aleasă ați avut și pentru copiii dumneavoastră și pentru că o cunosc pe Izabela, aș vrea să știe și telespectatorii așa câte ceva din activitatea ei. Este mândră că este de etnie romă. Este mândră că a reprezentat România din mai multe puncte de vedere. Are tot felul de activități și în afara țării, adică a făcut multe proiecte și în afara țării și... A făcut și este în continuare în derularea unor proiecte. Mă bucur că Izabela lucrează foarte mult în ultima perioadă cu un minister din Germania, acolo unde este și salariată. Lucrează foarte mult pentru tinerii din Europa, nu numai pentru România. Sunt lucruri care pur și simplu astăzi pe mine m-au uimit, lucrurile pe care le face Izabela. Mă bucur că mă ajută și pe mine în anumite proiecte și mai vine din când în când ca să-mi... E susținătoarea dumneavoastră, clar. Este susținătoarea mea și chiar de multe ori mă ceartă când vede ceva care nu fac tocmai cum trebuie. Și mă învață și eu spun, măi Izabela, lucrurile astea pe care mi le cer sunt niște chestiuni europene. Eu fac cum se cere în România. Și mai avem așa... Eu gândesc, cetată, ăsta e pasul următor, da, nu? Eu gândesc românește, ea gândește în stilul ei european, lucrează foarte mult cu comisiile europene, pe drepturile omului, îi place. Cât trebuie să investești în educația unui tânăr să... culegi după aceea roadele astea așa cum le culegeți dumneavoastră? Să știți că nu este numai cazul meu, este cazul a milioane de români care investesc în copii. Nu este vorba numai de bani, este vorba și de timp. Efort în sacrificiu, trebuie să fugi de la servici, să iei fata, să iei copilul, să-l duci, să-l aduci. Noi o cunoaștem din perioada liceului și ea chiar din perioada liceului era foarte bună. Da, a terminat unul din cele mai mari și cele mai bune ca și performanță a elevilor, liceul Carol din Craiova, unul dintre cei mai buni licee din țară. Și iată că a avut curajul să meargă mai departe, da, și să obțină... Eu cel puțin am avut o emoție când a susținut examenul de bacalaureat. Nici n-am întrebat-o, nici prima zi, nici a doua zi, după aia mi-a spus, tăticule, am luat.
dar știam sigur, pentru că știam cât de mult învață, așa cum și acum învață. Deci lucrează și noaptea, lucrează în continuu. Că ea mai lucrează și cu un departament din Statele Unite, tot pe drepturile omului. Sunt o grămadă de lucruri care eu chiar vreau să se mai odihnească un pic, că are o putere așa de a merge și totuși în fiecare zi are și posibilitatea și timpul să vorbească cu studenții noștri care avem la Partida Romilor ce înseamnă un drum cum este al ei. Mă bucur și doresc succes în continuare. Revenim la discuția noastră, domnule Tiberiade. Știu că mai aveți un proiect de amploare finanțat de Partida Romilor și susținut din fonduri europene, prin care se construiește un monument dedicat memoriei deportaților din Transnistria și care va fi inaugurat la toamnă. În ce stadiu vă aflați? Este foarte posibil ca la toamnă să nu-l finalizăm, pentru că spuneam mai devreme și asta o spun de mai mult timp, am început să gândesc și eu, altfel, adică să nu mai mă grăbesc în nimic. Ca să faci un monument sau o placă memorială e foarte simplu, dar să faci un monument, o statuie și pe lângă statuie niște plăci memoriale în care să aducem aminte pe plăcile respective numele celor care au fost deportați în 1942. Nu este deloc ușor, suntem foarte avansați cu acest proiect, costă o sumă de bani, nu pot să spun acum la dumneavoastră emisiune câți bani, dar costă mult. Costurile sunt mari și vreau să nu fac un monument doar să reziste câțiva ani, ci să reziste cel puțin 100 de ani. Iată că rămâne ceva, așa cum se spune, în urma noastră. Vorbeați puțin mai devreme despre tinerii și pe care Izabela îi îndrumă la Partida Romilor și dumneavoastră îi aveți de mulți ani în preajma dumneavoastră. Cât de implicați sunt tinerii romi din județul Dolj în acțiunile Partidei Romilor? Eu cred că sunt implicați în acțiuni și având experiență mi-am pus în fața lor experiența și prin experiența pe care am avut-o și la liceu și la școală, ce înseamnă să ai responsabilitate și să fii respectat în interiorul echipei. Fiecare tânăr are o responsabilitate și sunt mândri că au această responsabilitate și se bucură pentru că fiecare dată există o acțiune în care ei ies în evidență. Fiecare având o responsabilitate se bucură. Se simt și motivați. Vreau să vă spun că tinerii de la Partida Romilor, așa cum a avut acel stand la universitate ca să arătăm despre educație, să le aducem informații noi despre educație, ei la fel au făcut niște standuri și și-au făcut propriile lor afaceri. Au pictat anumite obiecte din porțelan și au fost implicați în mai multe zone culturale și activități și au câștigat și un ban atunci când au avut posibilitatea, nu în perioada cursurilor, și este foarte mare bucurie din partea mea pentru că au reușit să strângă niște bănuți și bănuții care i-au strâns au reușit să-și facă tabere, excursii, bineînțeles că și Partida Romilor de fiecare dată a susținut din punct de vedere financiar studenții. Domnule Tiberiade, iată că timpul trece și în toamnă urmează alegerile parlamentare și prezidențiale. Exact. Care e situația în comunitățile de romi și în ceea ce privește reprezentarea lor în forurile de decizie? Cum vă pregătiți pentru... Care e următorul pas, să zic așa, de... Noi avem strategia, cum spuneam mai devreme, avem o strategie bine făcută. Suntem pregătiți și pentru alegerile parlamentare, dar și prezidențiale. Cred că acum este mult mai simplu decât alegerile locale, pentru că pentru fiecare cetățean, indiferent de naționalitate, a fost un pic mai greuț la alegeri locale, pentru că au fost mai multe documente de ștampilat. Acum, oamenii sunt pregătiți, oamenii sunt altfel față de altă dată, știu ce au de făcut, știu ce au să voteze. La fel, cum am spus și cu alte ocazii, ei așteaptă întotdeauna din gura liderului ce trebuie să facă și cum trebuie să facă. Și mă bucur că de fiecare dată minoritatea romă pe care o reprezint din județul Dolj au știut ce să facă și nu ne-au dezamăgit, așa cum s-a întâmplat cu anii în trecut, când mai mult au stricat voturile decât să voteze... Da, înțeles în momentul de față romii ce trebuie să facă, adică să participe la procesul de votare, să nu-și mai
dea votul oricui, adică să știți cât de că, cât s-au mai schimbat lucrurile. Să știți că de data asta eu am avut foarte multe, să zic așa, lecții cu ei, am mers în fiecare comunitate și le-am spus că niciodată nu este o soluție să fii motivat de către un partid sau altul și să votezi ce vor unii decât ce simți tu. Adică fiecare cetățean, indiferent de naționalitate, trebuie să aibă simțul personalității, simțul de a vota, simțul de a fi român. Și fiecare trebuie să-și voteze și să-și aleagă omul preferat care crede în el da. Și crede că va face ceva în județul său, așa cum au crezut în primarul de la Craiova și toți au votat primarul și vă rog să-mi permite să-i dau și numele, este vorba de doamna primar Liia Olguța Vasilescu, care toți cetățenii, indiferent de naționalitate, aproape toți, au votat-o și mai ales români. Poate că sunt și motive pentru care au ales acest lucru, pentru că s-au simțit reprezentați sau s-au simțit ajutați. Iată că și Partida Romilor are niște parteneriate, nu în diferite zone ale țării și aceste parteneriate sunt făcute tocmai în beneficiul romilor, nu s-au făcut da. Așa pur și Ei simplu. Au fost foarte încântați de legătura strânsă, parteneriatul între Partida Romilor și Partidul Social Democrat, discursurile președintelui Nicolae Păun, apariția președintelui Nicolae Păun în mass media și în posturile dumneavoastră de televiziune despre legătura, o legătură strânsă și unită pentru minoritatea rom. Eu sunt și bucuros pentru faptul, mă refer în județul meu și în Craiova în special, că aproape toate zonele din Craiova au fost reabilitate, iar într-unul din cele mai mari cartieri, fața Luncii, nu mai există nicio stradă neasfaltată și fără să nu aibă canalizare, iluminat public și apă. Vă confruntați în continuare cu aceste probleme, însă nu depind, bineînțeles, numai de liderii Partidei Romilor, ci și de consiliile locale, de administrațiile publice. Cum veți rezolva, eu știu, în continuare aceste probleme, domnule Timberiade? Încă sunt comunități care mai au probleme, nu în sensul ăsta, cu drumuri, cu accesul la serviciile. În Craiova, foarte puțini. În județ mai există, pentru că un primar sau un președinte al Consiliului Județean nu poate să le facă pe toate în 4 ani sau în 2 ani sau în 3 ani. Oricum, la Craiova, administrația publică locală din 2012, cred că a făcut ce n-au făcut 100 de ani, primarii de 100 de ani până astăzi n-au făcut ce a făcut, ce s-a întâmplat acum în Craiova cu această administrație locală pe care toți cetățenii o iubesc. Pe finalul emisiunii, domnule Timberiade, v-aș ruga să adresați dumneavoastră un mesaj către membrii comunității de unde dumneavoastră faceți parte și nu numai, poate către mai multe comunități rome. Aveți ultimul cuvânt, cum s-ar spune. Aș vrea să transmit două mesaje romilor și fraților noștri români. În primul rând, frații noștri români trebuie să înțeleagă că sub cupola cerului toți suntem egali. Și Dumnezeu, când a creat omul, nu l-a condiționat acela să fie mai frumos sau acela mai puțin frumos. Așa că toți trebuie să trăim în unitate, în egalitate și să ne respectăm așa cum suntem fiecare, pentru că Dumnezeu a decis să fim cum suntem. Iar pentru rom vreau să le adresez rugămintea de a înțelege, bineînțeles mă refer la partea care n-au înțeles până acum, că nimic nu este mai frumos și mai important decât educația copilor lor. Nu este important doar educația din familie, este educația și acolo unde merg la școală, pentru că până la urmă avem nevoie de acea diplomă de bacalaureat și de la universitate. Se va schimba viața lor în bine, așa cum s-a schimbat și viața mea și a familiei mele. Domnule Timberiade, vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru informațiile cu care dumneavoastră ați venit astăzi la noi și vă mărturisesc că abia aștept să ajung în comunitățile de romi din județul Dolj. Vă așteptăm, mulțumesc. Doamnelor, domnilor, discuția noastră se încheie aici, dar emisiunea Rom pentru România continuă cu noi informații de interes după publicitate. Pe
Peste 8.000 de oameni s-au adunat duminica trecută pe stadionul din municipiul Călăraș pentru a participa la caravana culturală a romilor Romii pentru România. Evenimentul a făcut parte din seria de spectacole organizate exclusiv de către Asociația Partida Romilor Pro Europa în mai multe orașe din țară. La eveniment a participat și președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun. Acesta s-a întâlnit cu autoritățile locale și cu reprezentanții minorității rome din județ. Dumneavoastră ați ieșit în această zi minunată la un spectacol oferit de către noi, Partida Romilor, gratuit. Acest eveniment se înscrie în linia unor evenimente culturale pe care Partida Romilor le organizează în această vară. De altfel, am început organizarea acestei caravane din luna iunie. Iunie, iulie, suntem în august și cred că o să terminăm undeva cam în 15 septembrie. Avem aproximativ 30 de județe unde mergem cu această caravană culturală. Vreau să îi mulțumesc domnului președinte Iliuță Vasile, președintele Consiliului Județean, și întregii echipe a domniei sale pentru faptul că a înțeles acest eveniment, în ce context și în ce notă îl organizăm. Nu este un eveniment cu caracter electoral, chiar dacă ne aflăm într-un an electoral, trebuie să se înțeleagă că nu ne aflăm în campanie electorală. Acum ne înscriem conform literei legii într-un acord de parteneriat între Organizația Partida Romilor și o sumedenie de alte consilii județene, printre care și Consiliul Județean Călăraș. Călărașul este un județ multietnic. Aici, în Călăraș, mai avem și alte etnii. Sigur că, de-a ponderea cea mai mare, o reprezintă minoritatea romă. Trebuie să înțelegeți că Partida Romilor se ocupă doar de problema comunităților de rom strict. Prin urmare, știm cu toții că minoritatea romilor are niște probleme pe care trebuie să le rezolve în raport cu primăriile, consiliile județene, în raport cu forțele politice și tot așa mai departe. Noi, pe teritoriul României, avem niște probleme, noi ca și minoritari, avem niște probleme de comunicare și dialog cu populația majoritară. Încă sunt foarte multe structuri politice, încă sunt foarte mulți oameni care încă alimentează cu bună știință conceptul de rasism și discriminare. Nu mai merge, nu se poate. Suntem cu toții oameni, toți trebuie să trăim în liniște, pace și să avem un proiect de țară, un proiect de viitor. Văd aici foarte mulți tineri. Acești tineri au nevoie de o altă Românie. O Românie care să poată să asigure tuturor copiilor și tuturor tinerilor din România, din această țară, în calitate de cetățeni, drepturi egale, șanse egale. Ca să putem să spargem aceste bariere dintre majoritari și nu toți majoritarii, dintre majoritarii care încă continuă să gândească ca niște neonaziști. Trebuie să avem evenimente culturale. Trebuie să existe elemente ca să ne apropie. Prin urmare, cultura și arta este cea care nu face diferență de rasă. Este doar artă, este doar cultură și atât.
La eveniment s-a evidențiat în mod clar colaborarea fructuoasă dintre Partida Romilor și autoritățile locale. Această întâlnire a subliniat angajamentul comun de a lucra împreună pentru binele comunității. Un eveniment frumos la Călăraș, în care domnul Nicu Păun a crezut că putem împreună să facem lucruri minunate și vom face în continuare să reprezentăm și să ajutăm minoritatea romă din județul Călăraș. Președintele Organizației de Tineret a Partidei Romilor, Ionuț Păun, a abordat în discursul său două teme esențiale: egalitatea drepturilor pentru toți cetățenii României și importanța asumării cu mândrie a identității rome. Mesajul meu pentru tine, pentru actuala generație, cât și pentru următoarele generații, este să nu cedăm niciodată la drepturile noastre. Drepturile noastre sunt importante, iar noi romii trebuie să fim mândri de minoritatea din care facem parte. Bravo! Haideți să vă vedem. Vă e rușine că sunteți romi? Nu! Hai, o să facem în felul următor. Eu zic mesem și voi rom. Mesem! Rom! Mesem! Rom! Mesem! Rom! E mișto să fii rom, fraților, și nu trebuie să ne fie rușine cu asta. În concluzie, împreună putem face lucruri mărețe. Împreună suntem mai puternici. Partida Romilor a recunoscut și a premiat performanțele deosebite ale elevilor rom din județul Călăraș. Acești tineri, care s-au remarcat prin rezultate excelente la învățătură, au fost recompensați pentru eforturile și dedicarea lor, subliniindu-se astfel importanța educației în construirea unui viitor mai bun. Este o ocazie deosebită ca acești copii să fie premiați. Am profitat de acest eveniment și mulțumim frumos că ați venit și la noi la Călăraș. Mulțumim din suflet Partidei Romilor, în special domnului președinte Nicolae Păun, pentru acest eveniment și pentru premiile acordate, pentru că dumnealui, iată, recunoaște meritul lor, recunoaște munca, strădania lor și mulțumim din suflet că este alături pentru copiii romi din județul Călăraș. Pentru membrii echipei județene a Partidei Romilor, acest eveniment a marcat un pas semnificativ în promovarea valorilor culturale ale etniei și în evidențierea potențialului noilor generații de romi. Încercăm să mobilizăm tinerii noștri care au rezultate bune, să dăm un exemplu bun către societate, că și copiii noștri pot excela în domeniul educației, în domeniul cultural sau chiar sportiv și în toate domeniile. Încercăm să îi mobilizăm și să le dăm încredere prin acordarea acestor premii și să-și mențină acest parcurs. Eu asta îmi doresc, să fie din ce în ce mai mulți. Ce facem noi, Partida Romilor, e un început, zic eu, se poate face și mai mult și cu ocazia asta vreau să mulțumesc foarte mult centrului Partidei Romilor de la București și domnului președinte Nicolae Păun că ne-a dat această onoare să avem și premiați și să se desfășoare și la noi la Călăraș și acest spectacol eveniment. Hey, ia să văd cine va de acum din opici! Sau dacă nu din palme! O atmosferă de sărbătoare a cuprins stadionul Poligon din Slobozia, unde timp de 3 zile, cetățenii romi și neromi au petrecut împreună în cadrul evenimentului Zilele Romilor Ialomițeni, care a devenit deja o frumoasă tradiție în județ. Organizat de Partida Romilor, evenimentul a reunit peste 60.000 de oameni, care s-au bucurat de recitaluri electrizante susținute de artiști îndrăgiți. Această sărbătoare a fost un prilej de celebrare a culturii rome, dar și o dovadă a unității și armoniei dintre comunități. Acest turneu de 3 zile a fost organizat de către Partida Romilor, filiala structura Ialomița, respectiv domnul Mandache Leonida Robert Mandache și întreaga echipă a dumnealor, întreaga echipă a Partidei Romilor din județul Ialomița. Felicitări pentru acest lucru. Mai mult decât atât, trebuie să vă spun faptul că nici Consiliul Județean
nici Consiliul Municipal Slobozia nu au contribuit cu bani pentru organizarea acestui eveniment. Noi am plătit cei de la Partida Romilor acest eveniment. Ni s-a pus în schimb la dispoziție această locație. Ni s-a dat concursul cu jandarmeria, poliția și tot așa mai departe. La Ialomița, deja dumneavoastră aveți o tradiție. O tradiție în sensul în care domnul Leonida a venit cu această idee minunată să organizeze Ziua Romilor Ialomițeni. Este foarte adevărat că își dorește prin acest eveniment, după cum ați putut observa, își dorește ca să aducă și artiști care sunt majoritari, adică care cântă un alt gen de muzică, dar își dorește la oaltă cu toții să vină și artiștii noștri consacrați. Ăsta este un semnal puternic în sensul în care spunem cam așa, că atunci când este pace, e liniște și conviețuim prietenește, frățește, împreună putem face multe, multe lucruri. Este nevoie să se înțeleagă că nu ne trebuiesc partide extremiste, nu ne trebuiesc declarații care să facă trimitere la rasism și la discriminare, nu ne trebuie să construim o țară unde toți să conviețuim și să avem șanse egale și să avem oportunități pentru toți, atât romi cât și neromi. Rom pentru România este un proiect de țară și ne dorim să începem cu partea culturală a lucrurilor. Vă pot promite că și la anul vom organiza Zilele Romilor Ialomițeni. Dacă și dumneavoastră vreți, dacă și structura partidei de aici de la Ialomița o să vrea, o să-mi dau silința și o să punem, să facem eforturi sustenabile ca dumneavoastră să vă simțiți bine. Dar vreau să am confirmarea dumneavoastră. Vreți și la anul? Președintele organizației de tineret a Partidei Romilor a profitat de prezența numeroasă a tinerilor din rândul publicului pentru a transmite un mesaj esențial pentru viitorul mișcării rome. În primul rând, trebuie să subliniem importanța educației. Cred că voi tinerii, actuala generație și următoarele generații ar trebui să punem mai mult accent pe educație, pentru că este singurul pilon principal în formarea unei familii și a unui viitor mai bun. Este important să subliniem totodată că ne afișăm cu mândrie etnia. Mie nu mi-e rușine că sunt rom. Vouă vă este rușine? Niciodată să nu vă fie rușine cu etnia pe care o reprezentați. Întotdeauna trebuie să deveniți cea mai bună versiune a voastră. În fiecare zi trebuie să faceți dovada că tot ceea ce spun ceilalți despre noi este greșit. Trebuie să ne apărăm drepturile, să ne păstrăm cultura, iată că cultura noastră este frumoasă și distrează pe toți românii. Suntem romi pentru România, Budber și Angle Romale, mă opresc aici, mulțumesc foarte mult! La mulți ani, Ialomițeni! Această manifestare a adus împreună oamenii din diverse comunități și a subliniat importanța incluziunii și a respectului reciproc. Evenimentul a servit ca o platformă de promovare a valorilor culturale rome și a evidențiat angajamentul filialei de a construi punți între cetățeni, indiferent de etnie. Organizarea este ca la carte. Dacă ați văzut încă de la intrare, cu jandarmeria, care țin să le mulțumesc pe calea asta, au fost alături de noi și sunt alături de noi, comandantul jandarmeriei, inspectoratul de poliție prin inspector, comandantul poliției locale, comandantul de la ISU,
și alți directori de instituții. Cu toți am căutat să colaborăm și să dăm evenimentul ăsta care este fără precedent. Este un eveniment dedicat romilor, este ziua romilor. Aseară chiar s-a cântat la mulți ani pentru toți romii din județul Ialomita și din țară și când auzi la mulți ani și din partea neromilor, parcă crește ceva aici. Eu zic că este o mare satisfacție, cu siguranță. Mulțumesc Partidei Romilor, mulțumesc domnului președinte Nicolae Păun, care împreună noi facem totul ceea ce facem, ne sfătuim, întotdeauna primesc sfaturile bune de la domnul președinte, întotdeauna am demonstrat că ceea ce hotărâm să facem și facem. Deci trebuie să perfecționăm ceea ce facem și este bun pentru cetățenii noștri, pentru copiii noștri, pentru tineretul nostru, pentru cetățenii în general, rom, nerom, uitați-vă, sunt împreună, se distrează împreună, da? S-au amestecat, nu există nicio diferență, nu discriminare, nu probleme, cu siguranță, din an în an, ne vom corecta, să zic așa, greșelile în vederea realizării unui eveniment și mai reușit și cu un public mult mai numeros și eu știu, din toate punctele de vedere să fie o reușită pentru rom. La mulți ani romilor din Ialomița, la mulți ani tuturor romilor din România, pot să spun că caravana romilor este o mare reușită și deja se vorbește în toată țara despre rom. Deja am pus puțin lumea pe gânduri că ce vrem noi, nu vrem nimic, vrem să arătăm că existăm. Cultura ne unește. Prin astfel de lucruri frumoase putem să demonstrăm că putem să conviețuim, că putem să fim împreună și asta nu ne dă decât bucurie. Emisiunea Rom pentru România a ajuns la final. Vă invit să ne fiți alături și săptămâna viitoare de la ora 10 la postul B1 TV. Eu sunt Monica Cornea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!